Aproximativ 200.000 de sălăjeni cu drept de vot sunt așteptați azi la urne pentru a-și alege primarul și consilierii. Primarii vor fi aleși într-un singur tur, așa cum s-a întâmplat și la ultimele alegeri locale. Alegerile din acest an vin și cu o noutate în ceea ce privește sistemul de vot. În fiecare secție va exista o tabletă care va depista orice tentativă de fraudă. Votul pentru alegerea primarilor, dar și a consilierilor locali și județeni a început la ora 7 și se va încheia la ora 21. Dacă zălăoanii nu s-au înghesuit la urne în primele ore de la deschiderea secțiilor de votare, politicienii au ieșit la vot de dimineață. Printre primii care și-au exercitat dreptul la vot au fost candidații la fotoliul de primar Radu Căpâlnașiu, Ionel Ciunt, Gheorghe Stanciu, Cristian Lungu, Mircea Brudan, Fozocoș Nicolae, Dorel Labo și Mirel Taloș. La primele ore ale dimineții a votat și deputatul Lucian Bode. Întâlnindu-mă cu mii de sălăjeni, am înțeles de la ei, își doresc schimbarea în bine a județului nostru, își doresc dezvoltarea județului nostru și cu gândul la ei am votat pentru schimbarea în bine. Candidatul la primărie Mirel Taloș și candidatul independent Gheorghe Stanciu au mers la vot încă de dimineață. Ambii au declarat la ieșire că au votat pentru schimbare. Azi am votat cu gândul la o schimbare radicală. Eu le doresc tuturora multă sănătate, să se prezinte la vot, care este foarte important, și să ia decizia care e mai corectă pentru ei. Am votat cu credința că Zalăul merită și poate mult mai mult de atât. Am votat pentru o administrație locală mai implicată în viața economică a orașului. Am votat pentru o primărie mai respectuoasă cu cetățenii și pentru o schimbare binevenită în municipiul Zalău. Ce se va schimba în urma votului rămâne de văzut. După cum a declarat și premierul Dacian Cioloș, este fundamental ca lucrurile să se schimbe în bine. Ceva se va schimba oricum, sigur. Important este să se schimbe în bine. La primele ore ale dimineții a votat și primarul în funcție Radu Căpâlnașiu. După ce a ieșit din secție, acesta le-a transmis alegătorilor să meargă la vot. Pentru că e normal să votez în primul rând, este un drept pe care l-am câștigat de a alege liber și cred că este cel mai important lucru. Anul acesta, în premieră în România, secțiile de votare au în dotare un sistem de prevenire și combatere a votului multiplu. Fiecare secție este dotată cu o tabletă conectată la internet, care după o simplă scanare a buletinului va afișa dacă vă aflați în secția de votare în care sunteți arondat și poziția exactă pe listele electorale. În cazul în care un alegător încearcă să voteze de mai multe ori, sistemul va semnala celor din secția de votare, dar și polițiștilor acest lucru.